să-l citim. Bună ziua! Putem începe? Mai așteptăm pe cineva? Da, chiar să vedem prezența, dacă... Doamna Olga, nu? Da, o să sune și atunci hotărâm împreună, doamna, până facem prezența, ea o să sune și o să solicite acordul dumneavoastră de participare online. Dacă sună, îi răspundem și vorbim. La comisii? La comisie avem toate avizele și procesele verbale de participare la comisii, deci suntem avem întregul. Avize favorabile, deci putem toate începe. Puncte. Putem începe. O rugăminte, înainte de a intra pe ordinea de zi, am să o citesc, am să o supun preaprobare. O să-i dau cuvântul domnului primar să prezinte acele aspecte unde dânsul are de prezentat mai multe argumente, pentru că urmează să participe la o ședință și îi dăm... Da, la ora 2, bună ziua, în primul rând, și la ora 2 suntem invitați pe o schimbare din județ la o ședință la prefectură de către domnul prefect și legat de Planul Național de Investiții, ordonanța de urgență, modificare pentru legislația achizițiilor publice, modificarea legii energiei. Ne-am rugat ca la ora 2 să spun la prefectură și de asta aș vrea ca să-mi permiteți, după ce vă prezint cele trei puncte care le-am, ar fi trebuit să fie la diverse, să-mi permit să mă retrag să merg la partea de ședință. Bun, bună ziua, în primul rând. Am să dau citire pe proiectului ordinii de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 19 iulie 2021. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a studiului de oportunitate pentru fundamentare și stabilirea soluțiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare comună a Răcăciuni și alte modalității de gestiune inițiator primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidențele fiscale ale primăriei comunei Răcăciuni a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 10.060 lei reprezentând amenzi până contravenționale ale debitorului decedat Simon Iulian, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind analiza studiului de înscriere a datelor Registrului Agricol pe trimestrul 2 al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la Comuna Răcăciuni, județul Bacău, inițiator primarul comunei. La punctul 5 diverse, prezentarea procedurilor operaționale din cadrul sistemului de control intern managerial al UAT Răcăciuni. Și aici doamna secretară ne va prezenta la momentul respectiv aceste proceduri. Bun, supuneți spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Deci, la punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 19 iulie 2021. Doamna secretară ne va prezenta pe scurt procesul verbal. Ședința ordinară din luna iulie a avut loc pe data de 19 și a fost convocată prin dispoziția primarului 229 din 13 iulie. Președinte al ședinței a fost domnul Iștoc Valentin Mihai. La ședință au fost prezenți toți domnii consilieri, respectiv un număr de 15. Fiind într-un cuvorum necesar pentru discutarea proiectelor de hotărâre, s-a dat citirea acestui ordin pentru organizarea ședinței. Proiect de hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în extravilanul satului Răcăciuni. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție aferentă proiectului modernizare, renovare și dotare cămin cultural Nestroie, localitatea Răcăciuni. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul privat al comunei al terenului arabil extravilan în suprafață de 11.450 metri pătrați neatribuit rămas la dispoziția Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului și a listei de investiții pentru trimestrul 3 și proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local Răcăciuni la activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. La diverse au fost trei cereri al domnului Iacobuș la Orențiu. Fiecare proiect de hotărâre în ordine. Pentru imediat, tot pe ordinea de zi a ședinței de luna iulie a fost suplimentat cu un proiect de hotărâre privind primirea UAT Bereș Bistrița în calitate de membru la ADIB Bacău. În
urma în continuare a ședinței, s-a trecut la discutarea primului punct ordine de zi, procesul verbal al ședinței din iunie, care supus la vot a fost aprobat cu unanimitate. Exercitarea proiectului de hotărâre privind exercitarea neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în extraordinar a fost aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 15 voturi. Proiectul de hotărâre privind scrisoarea de garanție la proiectul de investiție modernizare și renovare cămin cultural, la fel, a fost aprobat cu unanimitate de voturi 15. Proiectul de hotărâre referitor la trecerea în domeniul privat a suprafeței de 11.450 de metri pătrați în urma votului a fost aprobat cu unanimitate, un număr de 15 voturi. Rectificarea bugetului, la fel, unanimitate. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local la activitatea de protecție pe a persoanei cu handicap. Proiect de hotărâre cu unanimitate de voturi. Proiectul de hotărâre nou pe ordinea de zi, primirea UAT Bereș-Bistrița, la fel, în urma votului, a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul diverse, considerați că este necesar să dau citire discuției sau... Vă rog să supuneți la vot. Mulțumim frumos! O să vă rog să îl semnați. Atunci, dacă tot ăla aveți fixul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Înainte de a trece la punctul numărul 10 și de fapt a intrat în ordinea de zi de astăzi, să-i dau cuvântul domnului primar să ne prezinte aspectele pe care le are de prezentat pentru ședința de astăzi, după care o să-i dăm voie să se retragă. Da, avem o cerere depusă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Poliția Copilului Bacău, la care noi, după cum știți, suntem în parteneriat cu ei, unde s-au construit 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Răcăciun. Aici mă refer la Găștenci și la fundul Răcăciun, o căsuță. 4 căsuțe la Găștenci și una la fundul Răcăciun. Prin cererea respectivă, ne solicită să realizăm rigole betonate de scurgele apelor pluviale în fața acestor căsuțe, mai bine și mai exact lângă drumul comunal. Intrarea, cum știm cu tot, intrarea de la din drumul comunal către căsuțe, a trebuit un podeț și rigole de scurgere de apă, ca apa toată care vine de sus, despre, de la căsuțe, inundă persoanele locuințe din fața, trece efectiv șoseaua și inundă locuințe gospodările cetățenilor din zonă. De asta am propus Consiliul Local să fiți de acord să facem această lucrare. Este o lucrare mare, lucrare mică, efectiv un podeț, o rigolă de scurge și două rigole de scurge stânga-dreapta, 10 metri și 10 metri de parte, ca să evităm ieșirea vinurilor în drumul comunal. Prima, a doua, și aici dacă sunteți de acord să... Nu putem spune la vot, dar... Mă scuzați, eu aș propune să dăm un aviz favorabil prin vot acestei cereri, iar domnul primar să pregătească demersurile necesare pentru realizarea acestor două cereri de acord. Înainte de a trece la următorul punct, am să supun la vot, dăm un aviz favorabil, doamna secretară va consemna acest lucru în procesul verbal și atunci avem un curs firesc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Da, mulțumesc. Mai am o a doua problemă care trebuia să vă aduc la cunoștință, legat de câini comunitari. S-a încheiat contractul, pentru ridicarea acestor câini de pe raza comunei. Am făcut un contract de suma care am prins-o în bugetul Consiliului Local, dar pe comandă, eventual dacă în cazul în care vor fi mai multe animale de strâns, în baza unei comenzi, cei de la firma respectiv vor veni și vor contracta, bineînțeles, vor ridica acești câini de pe raza localității și numai localității Răcăciun, la comunei Răcăciun, e o problemă. Este de săptămâna viitoare, din marți, miercuri, joi, chiar facem aceste acțiuni. Ele sunt autorizate, deci firma respectivă e autorizată, noi împlinește toate condiții legale, este luat un PISCAP, SC Util Conse Caserele Târgu Ocna. Avem un contract să vă duc o procedură pentru comandă? Da, și s-a luat PISCAP, s-a pus în contract la comandă, când poți, dacă... Da, corect. Mai iau 20 discuții, întrebări.
la acest... De unde, cum identificăm câinii? Sau facem sesizare? Facem cerere? Nu, asta e în grija noastră. Cererile care le-ați făcut dumneavoastră, în punctele care știm noi că sunt vulnerabile. N-am să le mai fac publice, pentru că făcându-le publice sunt anumite persoane care efectiv îi ia și îi ascund și după ce pleacă echipa de ecarisaj, îi dă, le dă drumul înapoi. Asta o să fie exact în punctele care le avem noi și le știm noi că sunt vulnerabile. Nu zic unde, dar se știe. La Răcăciuni se știe, la Doja se știe, peste tot. Sunt cam peste tot. De asta spun, dacă acum fac public și o să ajungă pe televizor sau, mă rog, în presă, după care pe respectiv nu o să-mi mai dea drumul. Am avut cazuri la noi, le-au scos prin garaj și după ce a trecut echipa, le-au dat drumul și ea. Și cu aceiași câini agresivi care dau pe aia noi. Eu protejat și nu i-au prins. Dacă îmi permiteți, domnul primar, având un contract acum, cred că cu timpul ne vom adapta și vom adapta procedura de așa natură ca să putem... Deci să noi susținem și vă am mai spus eu și o mai spun și cred că și noi sunteți în sentimentul meu și al cetățenilor, să facem o asociație a comunilor legat, deci mai multe comuni din zonă, cum ar fi la noi, Răcăciun, Parava, Pâncești, Vorbeni, Sascut, nu știu, Sascut am putea că are, dacă mă înșel, să ființăm un centru de asta, pentru că nu poți să susții financiar numai din buget local. Așa sunt mai mulți într-o asociație, suportăm altfel cheltuielile, plus de asta e nevoie de, cum v-am zis, de medic veterinar, de tot personalul care se poate funcționa. Și de autorizare acestui adăpost, că altfel nu pot. Așa aș vedea-o pe o rezolvare pe termen lung. Pe termen scurt, aceste contracte care trebuie să fie încheiate, da, cu anumite asociații care sunt acreditate, se poate face lucrul acesta. Eu vă mulțumesc și dacă sunteți... Vă lăsăm pe dumneavoastră să desfășurați activitatea. Mulțumesc frumos, domn primar. O zi frumoasă, încă doamnă. Cerință ușoară. Da, domnule. Care este prețul plătit de primărie pentru ridicarea unui... 525, parcă fără TVA. Fără TVA, da? Da. Deci, pentru mai multe informații legate de contract și putere, cred că putem consulta secretariatul sau departamentul. Mulțumim frumos, la revedere. Mulțumim frumos și noi, la revedere. Înainte de a trece la punctul numărul 2, e o situație, cred că, nouă și aș vrea să vă întreb și să... Exact. Doamna Cocrea participă, de fapt, în momentul de față cu noi, prin Corvideo. Știu că regulamentul deocamdată nu prevede acest lucru, dar vom discuta la diverse acest aspect, dar pentru a intra în punctul numărul 2 și doamna Cocrea să poată vota, vă rog să vă dați acordul, să ne dăm acordul, dacă suntem de acord cu această... Nu am înțeles. Să ne dăm acordul pentru ce? Dacă suntem de acord ca doamna Cocrea să participe... Mai e nevoie de acordul nostru legal să ne dăm noi acordul? Da, nu, domnul președinte, dați-mi voie. Da. Doamna, dacă vrea să ne transmită atitudinea ei vis-a-vis de proiecte de hotărâre pe care le votează cu da sau cu nu, care le agrează sau nu, să ne spună acum, doamna secretară consemnează, închidem telefonul aici și continuăm. La urmă vom hotărâi ce se va întâmpla. Ok. Sunteți de acord? Deci asta mi se pare, doamna Cocrea să spună atitudinea dumneavoastră vis-a-vis de proiectele de la ordinea de zi, doamna secretară le consemnează, închidem telefonul și continuăm. Este în localitate, nu este, e plecat. Doamna nu este în localitate, doamna este în Anglia, am înțeles. Da. S-o e regulă. Da. Închidem subiectul, suntem de acord cu... Pe toate trei puncte de pe ordinea de zi, sunt de acord cu ele. Pot să vă înțelegeți, te rog. Am înțeles. Da? Deci, da? Bun. Da, mulțumim frumos. Au auzit. Mulțumesc, te doresc o zi bună și sănătate multă. Mulțumim. La revedere, la revedere. O zi bună. Stați închid. Da. Ați notat? La toate trei punctele. Bun. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a studiului de oportunitate pentru fundamentare și stabilirea soluțiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Comuna Răcăciuni și a modalității de gestiune. Inițiator primarul Comunei. Discuții la acest punct? Ok. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Bună rezultate. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidențele fiscale a primului comună Răcăciune a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 10.060 de lei, reprezentând amenzi contravenționale ale debitorului decedat, Simion Iulian, inițiator primarul comunei. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Trecem la proiectul cu numărul 4. Proiect de hotărâre privind analiza studiului de înscriere a datelor în registru agricol, stadiului, pe trimestrul 2 al anului 2021 și stabilirea măsurilor de eficientizare a acestei activități la Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Discuții la acest punct? Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Unanimitate. La punctul numărul 5, la diverse, prezentarea procedurilor operaționale din cadrul sistemului de control intermanagerial al UAT Răcăciuni. O voi ruga pe doamna secretară să ne prezinte aceste trei proceduri menționate aici. Și mai aveam ca și suplimentare această adresă pe care deja domnul primar a prezentat-o și știm de ea legat de cele două rigole și ce mai avem aici în acest punct. Îl lăsăm la o parte și o lăsăm pe doamna secretară să ne prezinte. Da, deci ați primit cele trei proceduri care vă vizează direct activitatea dumneavoastră de aleși locali. SCIM reprezintă sistemul de control intermanagerial al fiecărei unități. În cadrul acestui sistem, fiecare, în speță la primărie, fiecare compartiment are organizate proceduri adaptate, proceduri operaționale. Pe înțeles, o procedură operațională înseamnă pașii pe care trebuie să urmeze un funcționar pentru a duce la îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului. Procedura operațională, după cum ați văzut, începe cu emitentul, cel care verifică, personalul care trebuie să aibă cunoștință despre respectiva procedură operațională, după care începe legislație și urmează exact activitatea desfășurată în cadrul procedurii. Cu referire la cele trei proceduri pe care le-ați primit, incompatibilități, conflict de interese și pantuflaj, acestea, legislația prevede obligativitatea ca aleșii locali să aibă cunoștință și să cunoască cu exactitate ce prevede. Eu vi l-am transmis în formatul solicitării dumneavoastră, din plic și online, pentru a le studia. Și în cazul în care nu înțelegeți sau aveți neclarități, să mă întrebați. Acum nu stau să vă explic procedurile, dar eu cred că cel mai important din toată procedura este partea legislativă, unde dumneavoastră, oricând aveți neclarități, vă puteți duce pe lege și verifica exact ce înseamnă incompatibilitate și dacă dumneavoastră nu există, dar să zicem că aveți neclarități, conflict de interese și pantoflaj. Dacă sunt neclarități, ați studiat și sunt, vă rog să mă întrebați. Dacă nu, acele proceduri e bine să le păstrați și pe parcursul mandatului să le aveți oricând la dispoziție în cazul în care apar situații de acest gen. Doamna secretar, e bine să precizați clar despre procedura din la ultima dintre noi, care nu stăpânim foarte bine acest aspect. Eu aș putea să vă explic, dar eu știu. Nu, să-mi dați, aveți cineva în față o procedură, pantoflaș, să-mi dați ca să fie exact definiția de acolo și să... Dar nu trebuie definiție, da? Trebuie să le explicați pe înțelesul oamenilor. Bine, eu vă explic ca să... Așa. Eu vă spuneți să spuneți în câteva cuvinte exact ce înseamnă și la ce ne așteptăm. Pantoflaș reprezintă interdicția care se aplică după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice. În situația în care un funcționar public sau... Doar, atenție, doar de la cel public la cel privat. Nu invers niciodată. Situația în care un funcționar care a fost angajat. Nu, la dumneavoastră. Un angajat. Dar este bine că dumneavoastră, fiind consilier local, trebuie... Dumneavoastră sunt
sunteți cei care aprobă statul de funcții și organigrama primăriei. Deci dumneavoastră trebuie să aveți să fiți tot timpul în cunoștință cine se angajează. Eu vă aduc la cunoștință de fiecare dată modificările. Deci, în situația în care avem un angajat, a fost angajat în cadrul primăriei, din diferite motive, își dă demisia, pleacă în altă parte, el este obligat, conform legii care guvernează această procedură pantoflaj, să păstreze secretul o perioadă de, cred că dacă nu mă înșel, minim 5 ani, despre toate informațiile, în special cele referitoare la investițiile, la proiectele cu finanțare europeană, cu finanțare guvernamentală. Nu are voie să facă publice aceste informații. Sub sancțiunea stabilită prin legislație. Care nu chiar atât de ușoară. Da? Deci nu vă privește direct pe dumneavoastră, că dumneavoastră oricum nu puteți fi angajați și consilier local, dar faptul că dumneavoastră sunteți cei care aprobă statul de funcție, adică funcțiile și funcționarii care, așa este bine de cunoscut și legislația chiar spune să vă aducem la cunoștință. Deci e scurtă această situație la... Dar noi avem unul singur, domnul vice. E și consilier și are acces la toate informațiile. Da, dar nu este angajat. Nu se angajează. Nu, fiind acces la toate informațiile. A, da, bine. Și dumneavoastră puteți avea acces la absolut toate informațiile. Are ordine. Nu mai sunt. Alte întrebări? Alte întrebări. Eu o să vă rog, după ce terminăm ședința, să-mi semnați de luare la cunoștință, că am nevoie să pun în spatele aceste proceduri. Da, o să vi le transmit în sală și ca să nu prelungim. Nu mai avem discuții, mulțumim frumos, o zi frumoasă și ne vedem în septembrie la următoarea ședință. Rămâneți puțin Rămânem să semnăm procedurile și...